Diana, mulțumim. Peste 4500 de persoane s-au înscris în programul Rabla Local în primele două ore de când a început programul. Au fost și unele probleme cu funcționarea codului de verificare, care între timp s-au rezolvat. Prin Rabla Local, românii care duc la casat o mașină mai veche de 15 ani pot primi 3000 de lei. Proprietarii unor astfel de autoturisme trebuie să se înscrie la administrația fondului de mediu, iar banii, odată primiți, îi pot cheltui cum vor. Există însă două condiții: să dețină rabla de cel puțin 5 ani, iar apoi, timp de 3 ani, nu au voie să cumpere o mașină cu nivel de poluare sub Euro 5. Bugetul pe care l-am alocat în această primă fază este de 240 de milioane de lei. Trebuie să se înscrie în prealabil în platforma AFM-ului, după care sunt liberi ca, în măsura în care primăria pe raza căreia domiciliază este parte din acest program, să se înscrie în aplicație și să beneficieze de 3000 de lei, cu condiția să caseze o mașină mai veche de 15 ani. Se oprește înscrierea fie la perioada terminării programului, adică 31 august, fie la epuizarea numărului de vouchere alocate fiecărui oate. La înscriere e necesar doar de date minimale: nume, prenume, date de buletin și datele din certificatul de matriculare a mașinii. După aceea, după 31 august, totul se mută la primărie. Noi primim lista, noi invităm cetățenii să semneze contractul de finanțare după ce își depun documentele aferente, și anume, și aici trebuie să demonstreze că nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor locale. După care semnezi contractul de finanțare. Ai la dispoziție maxim 60 de zile ca să duci mașina la casare și după ce vii cu dovada că ai casat mașina, în 30 de zile primăria îți livrează banii.